Miss Universe România, Carmina Cotfas, călătorește foarte mult și de fiecare dată își dă întâlnire cu prietenii sau cu familia în locuri superbe, spectaculoase și pline de istorie. Cum arată aceste locuri, vedeți acum, la Casa de Vedetă, cu Dana Luțu. Bun găsit, dragii mei! Astăzi mergem în vizită la Carmina Cotfas, reprezentanta României la Miss Universe 2021, care în ultima perioadă călătorește foarte des, iar camerele de hotel au devenit acasă pentru ea. Cum arată spațiile de cazare alese, vă arăt chiar acum! Hello, hello! Bună, Carmina! Mă bucur că ai venit în București! Mă bucur să vă văd și m-ați prins, ca de obicei, cu viața în troller, pe drumuri. Dar bine că am apucat să ne vedem și să vedem și locul minunat în care ne aflăm. Atunci când caut un loc în care să mă odihnesc, în principal, e liniștea și bunul gust, ceea ce e evident. O să vedem și camera, sunt super decorate, toate spațiile de aici. Am văzut candelabre, arhitectură deosebită și spuneam noi că descoperim câte o pagină din istoria acestui loc. Am ajuns la cameră. Da, este o cameră superbă și chiar o să vă placă. Eu mă simt ca în al 9-lea cer aici, să zic. Și până să pui trollerul, te rog frumos să ne arăți aici, ai un sticker așa... L-ai ochit foarte bine, e unul din cele 10 stickere, mă gândesc, cu țara noastră care ni se dădea în cantonamentul Miss Universe. Am o garderobă, așa îi spune, capsulă, tip capsulă, adică toate piesele se pot combina în general cu aproape toate. Mergi pe ținute versatile, probabil, ca să nu car foarte mult. Păi hai să începem cu cele de eveniment, pentru că de obicei ești căutată și invitată la evenimente moderne, așadar nu lipsește o rochie lungă, văd, așa. Avem și rochii lungi și midi și scurte. Hai să mi arăți câteva dintre ele. Prima ținută care îmi place foarte mult este tot așa o ținută de seară, o rochie care merge pentru orice eveniment aproape. O rochiță albă, dar are și pene. Avem o rochie de cancan. Da, da, da. Este foarte frumoasă. Chiar îmi place foarte mult, am purtat modelul ăsta de foarte multe ori. Asta este o rochie clasică tip sirenă, dar nu foarte clasică, pentru că are un material super pe ea. Și mai dezvăluie așa din părțile corpului discret. Și văd și roșu în spate. Da, este o rochiță mai de scandal, așa le poreclesc eu. O rochie pentru ocazie, nu știu, poate un party de seară sau cine știe. Se poate combina cu orice. Eu văd de la tocuri stiletto la cizme lungi. Cu ce nu greșești niciodată, adică un little black dress. Ador tipul ăsta de cut, de tăietură la rochii. Avem aici două piese care vin combinate, dar poți să le combini și cu altceva. Nu trebuie să fie neapărat împreună. Și avem aici un costum din tema când mă duc într-un loc business și vreau să fiu un pic mai fancy. E un costum, în mod normal ar veni și un top mai scurt, dar pe vremea pe care o avem afară, da, iarna nu, lăsăm un pic mai spre primăvară. De exemplu, acum ne aflăm în locul în care poți să-ți primești invitații, exact, să le faci o cafea, să discutați dacă e un pic inconvenabil să te duci cu ei în recepție, să zicem. E un loc mult mai intim. Să știi că clădirea are peste 200 de ani de istorie și toată mobila de aici este recondiționată. Nu e o copie, să zicem, a modelelor din 1880. Asta e aerul ăsta de, nu știu, de intim. Te simți foarte bine oriunde ai fi în această clădire. Să știți că atunci când își alege o cameră, Carmina trebuie să aibă un dormitor și un pat odihnitor. Dar văd că nu călătoresc singură. Nu călătoresc așa, niciodată singură. Tot timpul am micul meu prieten aici prezent. Și asistentul și ajutorul. Și ajutorul tot aici. Deci de foarte multe ori și cei care lucrează cu mine știu, sunt eu și laptopul meu. Acest pat este special și spuneai tu că de când te-ai cazat aici ai văzut acest detaliu precum o regină. Mi-a făcut de câteva ori mai bun decât era. Și vorbim de baldachinul ăsta superb de aici, care deși pare modest, să zic, sau nu pare mare lucru, când vine vorba de somn, ia uite cum se desface, când vine vorba de somn, schimbă cu totul calitatea și să dormi sub un baldachin e, cred că, visul oricărei mici prințese. Văd că din cameră nu-ți lipsesc florile naturale. Într-adevăr, este și o mică atenție a managementului aici, pentru că le-am spus că îmi plac florile naturale și mi-au ținut neapărat să îmi facă cadou acest buchet. Surprinsă, mergem în locul tău preferat? Da, mergem în surpriza pe care v-am pregătit-o. Surprise dulce? Foarte dulce. Ah, să mergem! Se simte așa un aer boem și o prăjitură bună. Văd că te-ai pregătit deja. Da, nu știu cât ți-ți plac mai mult prăjiturile cu ciocolată. Eu am ales prăjitura casei de această dată, pentru că am zis să fiu în atmosfera locului. E surpriza dulce a vizitei noastre. Sper să-ți placă. Este cofetăria renumită pentru prăjiturile ei. Și eu de-abia aștept să o gust. Până atunci îți mulțumesc tare mult pentru tur. Ne revedem, cine știe în ce locație frumoasă. Cu siguranță, cu mare drag. Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedete.